Bună, sunt Flavia Durac. Astăzi vom vorbi despre cum să ai succes pe canalele social media. Tot mai multe companii își promovează produsele și serviciile utilizând canalele social media. Mediul virtual este preferat de corporații pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții, dar și pentru comercializarea de produse și servicii și pentru găsirea de noi clienți. Iată câteva sfaturi simple pe care orice companie ar trebui să le urmeze pentru a avea succes în social media. Schimbați-vă atitudinea! Trebuie să ne schimbăm atitudinea atunci când folosim canalele social media, o atitudine diferită de cea avută față de alte activități de marketing online. În social media sunt distribuite informații, sunt împărtășite probleme și sunt găsite soluții la aceste probleme. Canalele social media nu există pentru a vă arunca pur și simplu produsele sau serviciile acolo. Targetează audiența potrivită. Utilizează resursele disponibile pentru a targeta o audiență specifică. Pune-te în locul consumatorului și identifică care sunt interesele și dorințele acestuia. Astfel vei ști în ce parte a sferei social media este activă audiența ta și vei economisi mult timp și energie. Spune-le oamenilor cine ești. Canalele social media se bazează pe construirea de noi relații și împărtășirea de informații. Relațiile sunt bazate pe încredere. Furnizează numele tău și informațiile de contact și poziția pe care o ai în companie. Astfel, potențialii clienți vor comunica mai ușor cu tine și se vor simți mai confortabil. De asemenea, acest lucru va permite să rezolvi mult mai rapid nemulțumirile anumitor clienți. Oferă conținut de calitate. Conținutul distribuit pe canalele social media trebuie să dea dovadă de creativitate și să fie de calitate. Nu distribui informații irelevante sau lipsite de interes. Măsoară-ți succesul. Acest lucru este esențial pentru a ști dacă te îndrepți în direcția dorită. Detectează numărul de comentarii primite, numărul de vizualizări ale clipurilor video postate, numărul de like-uri și așa mai departe. În funcție de aceste cifre, îți poți verifica progresul în marketingul prin social media. Sper că ți-am fost de folos, îți mulțumesc!